De la idee la un business inteligent. Află cum poți atrage finanțarea potrivită. Împreună cu ADA, primul asistent virtual pentru programe de finanțare. BCR. Salutare, dragilor, bine ați venit la Banii Mișcare. Avem pastila juridică pentru antreprenori alături de binecunoscutul antreprenor și avocat al antreprenorilor, Cristian Stancu. Bine ai revenit la Banii Mișcare. Mă bucur să fiu aici. O mare bucurie, aduci multă expertiză, Cristian, și aș vrea să vorbim împreună cu tine despre RNPM, cum îi spunem pe acronim, care vine de la Registrul Național de Publicitate Mobiliară. De ce este foarte important pentru antreprenori să înregistreze acolo toate aceste drepturi? Și aș vrea să începem ce fel de bunuri mobile se înscriu și care este utilitatea practică a înscrierii acestor bunuri mobile în această arhivă, în RNPM. Dintr-un început am observat că în ceea ce vrește antreprenorii mijlocii, chiar și cei mai mari, de multe ori nu înțeleg utilitatea acestui Registru Național de Publicitate Mobiliară. Fac repede o comparație. Lumea știe de cartea funciară unde se înscrie, sunt înscrise terenuri, clădiri, imobile. Da? În ceea ce privește acest registru, el nu este identic, dar are o utilitate similară. În primul rând, de publicitate, de a aduce la cunoștința terților, pentru opozabilitatea tuturor, un anumit act juridic sau regimul juridic a unui bun, precum și în scopul de a avea un rang de prioritate la executare silită. Okay. Sau situația în care vreau să fac o verificare în ceea ce vrește un bun sau o anumită persoană. Dacă vreau să vedem dacă cumpăr, are înscrise sau vreau să fac o tranzacție, da, să văd dacă a fost constituit garanție. În ceea ce vrește bunurile în Registrul Național de Publicitate Mobiliare, pot să fie înscrise atât bunuri corporale cât și incorporale. Bunuri corporale înseamnă bunuri care au o materialitate, autovehicule, stocuri, cele care pot să fie palpabile, da? Iar cele incorporale sunt cele care nu au o existență propriu-zisă, fizică, da? Au o existență abstractă, precum ar fi creanțele, titlul de valoare, obligațiuni, părți deci sociale, instrumente acțiuni, financiare. Instrumente financiare care le pot înregistra. Deci eu, ca cumpărător al unui bun, să spunem, corporal, de exemplu, un utilaj, dacă vreau să mă asigur că nu este gajat în favoarea altcuiva sau proprietatea este transferată integral către mine și dau bani și chiar devin proprietar pe acel bun, trebuie să verific în această arhivă, care este publică, opozabilă tuturor, căutarea în ea, Cristian, este gratuită. Această căutare este gratuită. Okay, pentru că acest registru este un registru electronic, național, se poate accesa pe mg.rnpm.ro, la o simplă căutare îl veți găsi, prin care mod gratuit, liber, pot să fac asemenea verificări. Și caut acolo dacă are o serie sau un identificator unic și văd dacă este, nu știu, poate vândut în tranșe cu plată viitoare sau la termen. Sau garanție, constituie ipotecă mobiliară. Și e un gaj oferit pentru ca ipotecă imobiliară la un credit și atunci sunt cunoștințe de cauză, fac această tranzacție sau nu. Exact. Mai mult decât atât, se poate face o verificare certificată printr-un operator sau printr-un agent în puternicitare al operatorului, aceștia fiind cei care pot să facă asemenea înregistrări când eu am operatorul nevoie. Operatorul fiind un notar sau cine înregistrează? Nu, operatorul este o persoană fizică sau juridică autorizată în acest scop pentru a efectua operațiunile respective. Okay. Este general, o autorizare prealabilă. Da, în general avocat sau... Nu neapărat, în general de profil juridic, dar nu strict. Și de acolo derivă și riscurile, nu? Că altfel, dacă nu verifici tu ca cumpărător natura și proprietatea bunului respectiv, s-ar putea să cumperi ceva ce de fapt nu poate fi transferat, pentru că există diverse obligații asupra lui. Exact. Suplimentar aș da exemplul pe care l-am văzut în practică atunci când se vinde un utilaj, spre exemplu, sau un anumit bun cu plată în rate sau cu plata la un anumit termen sau în rate și cu dobândirea drept de proprietate de către dobânditor numai după ce se achită prețul. Da. În asemenea situație, o asemenea clauză aproape că nu poate să nu și aibă eficacitatea dacă
dobânditorul va vinde bunul respectiv. Dacă nu scriu în Registrul Național de Publicitate Imobiliară, voi avea surpriza ca bunul să fie vândut și da. O să nu pot să-l urmăresc mai departe. Dar dacă fac această înscriere, pot să-l urmăresc în mâinile oricărui s-ar afla, da. Chiar dacă este dobândit de către un pentru că este o pozabilitate și treci în contract, dar înregistrezi și în RNPM, Registrul Național de Publicitate Imobiliară. Exact. Foarte util, ca de obicei, Cristian Stancu, sfatul și idei care pot salva mulți bani, timp și stres în afaceri. Mulțumim pentru că ești alături de noi. Mulțumesc că sunt aici. Dragilor, țineți aproape. Săptămâna viitoare mergem la finanțe personale și nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare. Ai urmărit Banii în mișcare, o emisiune sponsorizată de ADA, primul asistent virtual pentru programe de finanțare. BCR,